Bună, prieteni! Eu sunt Marin Dorel de pe canalul de YouTube și deja știți cum stă treaba. De câte ori intru, de atâtea ori am să vă spun ceva interesant. Astăzi am să vă vorbesc despre cadavrele vii de la cariera alunului din Vâlcea. Și dacă veți avea răbdare să vedeți acest videoclip, o să vedeți de ce am intitulat acest videoclip Cadavrele vii de la cariera alunului din Vâlcea. Ieri am reușit să citesc în ziarul Panduru, ziar care este al Gorjului, și am rămas surprins să văd articolul că la o emisiune televizată din Gorj, cineva a sunat în direct de la alunul și îi ruga insistent pe cei de la compania lignitului, de la complexul energetic Oltenia, să-i ajute, pentru că dacă nu au aceste excavatori, ei nu pot să exploateze cărbunele și deci nu au din ce mai trăi. Și vreau să vă spun că această carieră a fost externalizată acum vreo 2 ani și nu mai aparține complexului energetic Oltenia, dar cei care lucrează acolo în proporție de 80% sunt din Gorj. Deci atunci, fiind, să zicem așa, gorjeni de lor, ar trebui să-i ajute. Și între timp a intrat și, de fapt, persoana respectivă spunea că există la Seciuri niște excavatoare, pentru că acolo s-a exploatat foarte puțin și sunt niște excavatoare. Între timp a intrat în direct un lider de sindicat și a spus că nu știe cum poate, dar or să-i ajute, dar acele excavatoare sunt excavatoare care sunt considerate la fier vechi. Deci, vă dați seama, dacă sunt excavatoare de la fier vechi, cât de bune ar putea să fie și să lucreze oamenii pe ele. Și după câte știți, haideți să recapitulăm, am mai făcut eu un videoclip, sunt două videoclipuri filmate cu acest excavator E01 de la cariera alunu, care era un excavator funcțional și a căzut la pământ, transformându-se într-un morman de fiare vechi. Și gândiți-vă că dacă un excavator bun s-a dus așa de repede pe apa Sâmbetei datorită neglijenței unor oameni, eu așa consider, oare unul de la fier vechi va fi mai bun pentru funcționare? Eu zic că nu. Iar în aceste condiții, angajații de la cariera alunu din Vâlcea, cu siguranță vor fi niște cadavre vii. De ce cadavre vii? Pentru că în orice clipă, acest excavator care îl vor aduce, dacă e de la fier vechi, vă dați seama că a fost scos din uz, nu are siguranța, piese nu mai sunt și atunci, în orice clipă, el poate să cadă, iar oamenii, bineînțeles, în orice clipă poate să moară. Deci de-aia am intitulat acest videoclip Cadavre vii. Deci asta este, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, s-a ajuns în cariera, în carierele din România, ca oamenii să lucreze cu utilaje vechi, care nu au mai fost modernizate de cel puțin 20 de ani, dar utilajele acestea, din câte știu eu, sunt de prin anii 70 sau poate mai vechi. Și gândiți-vă că nimeni n-a mai investit nimic în ele, iar acum, practic, aceste utilaje sunt niște coșciuge ale morții. Deci, în orice clipă, datorită faptului că cablurile nu mai sunt bune, piese de schimb nu mai există, toate vin din cârpeli, se ia de la un excavator, se pune la altul, piulițe nu sunt, șuruburi nu sunt,
facem prin improvizații și uite așa se întâmplă și nenorocirile. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră și dar mă întreb și pe mine următoarele. Oare unde sunt banii pentru investiții în utilaje și retehnologizarea acestora? Oare cine va mai îndrăzni să urce și să lucreze pe aceste coștiuge vii sau coștiuge ale morții? Oare cine își mai asumă răspunderea să pună în funcționare aceste relicve aruncate la fier vechi pentru că au fost scoase din uz și nu mai prezintă nicio încredere? Oare Inspectoratul Teritorial de Muncă, după ce a retras avizul de funcționare al acestor escavatoare, va da un aviz pozitiv pentru funcționarea acestui escavator care va fi luat de la fier vechi, când tot ei au dispus casarea acestui escavator? Oare își va asuma cineva răspunderea să facă instructajul de protecție a muncii personalului care trebuie să urce pe escavator, care la ora actuală este fier vechi și vă dați seama că piețele sunt distruse și oare își va asuma cineva răspunderea pentru victimele care vor urma dacă se va întâmpla o nenorocire? Pentru că vreau să vă spun că ce s-a întâmplat la Alunu a fost un dezastru. Dar, așa cum am mai spus și în videoclipul precedent, oamenii au avut un noroc. Trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu, pentru că dacă acel escavator cădea cu întreg echipajul, era o tragedie. O tragedie destul de mare, deoarece mureau oameni, rămâneau soții văduve, rămâneau copii fără părinți și tragedia era extraordinar de mare. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, acestea sunt doar câteva întrebări la care trebuie să răspundă cei care acum se gândesc să achiziționeze acest excavator, să zic așa, de la fier vechi. Dar eu zic că ar fi mai bine ca acești oameni să fie luați și distribuiți prin carierele din Gorj, deoarece toți sunt și lucrează în Gorj, adică sunt din Gorj, și ca să nu mai facă naveta și cu siguranță ar evita o catastrofă extraordinar de mare. Dar în România, inconștiența unora nu are margini. Și din dorința de a se îmbogăți cu orice preț pe spatele altora, acest lucru acum a atins apogeul. Pentru unii care conduc, se vede clar că prețul vieții pentru semenii lor practic nu are nicio valoare. Atât timp cât banul și faima le-au luat mințile, iar pentru bani și pentru faimă, viața omului nu mai contează. Eu zic, dragi prieteni, că ar trebui aceștia care doresc să achiziționeze, sau mai bine zis, să aducă un excavator de la această carieră și să o ducă la cariera Alunu, în Vâlcea, să se mai gândească și ar fi bine
să nu fac această experiență, pentru că vreau să vă spun că acest excavator care îl vor duce acolo e un excavator care are undeva la 2000-2500 de tone, poate și mai mult. Și gândiți-vă că nu e ușor să-l transporte. Problema este că să poți să-l montezi acest excavator numai dacă piesele sunt aduse acolo și să-l monteze durează în jur de un an jumătate, poate chiar și doi. Dar asta în condițiile în care ar fi o firmă specializată. Dar cum se știe că la noi în România firmele au început deja să dea faliment, sunt închise, vă dați seama că această operațiune de montare al acestui excavator se va face probabil cu oameni de acolo și această operațiune va dura enorm de mult. Am făcut acest scurt videoclip deoarece v-am spus, am rămas consternat să văd în presă cum că mai nou vor să ducă un excavator de la fier vechi. Deci dacă este la fier vechi, vă dați seama că este considerat scos din uz. Alții l-au aruncat pentru că nu a mai putut funcționa, nu a mai îndeplinit standardele de funcționare, iar alții de nevoie îl ia de bun. Să sperăm că dacă acest excavator va fi adus de la pier vechi, poate vor găsi și ceva piese mai bune să-l ansambleze și să nu se întâmple o catastrofă mult mai mare. Dragi prieteni, acesta a fost pe scurt videoclipul meu despre cadavrele vii de la cariera al 1 din Vâlcea. Știu că sună sinistru acest titlu, dar ăsta este adevărul. Oameni să lucreze pe niște excavatoare care sunt scoase din uz, aduse de la pier vechi, eu zic că e ceva inadmisibil. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să dați un like, să dați un share și nu în ultimul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube și să-l distribuiți și prietenilor dumneavoastră. Până la următorul videoclip pe care am să-l fac, eu vă doresc o după-amiază cât mai plăcută și vă pup și vă îmbrățișez cu drag.